Bună seara! După 15 ani de făcut seriale în România, a venit la un moment dat un moment în care am zis e suficient, vreau să stau mai mult timp acasă cu familia mea. Primeam diferite propuneri pe care le declinam din diferite motive, habar n-am. În timpul unei călătorii către Șușani, am primit un telefon de la Petre Năstase, pe care îl știam din tinerețea mea pentru că am făcut un videoclip. Și așa foarte pe scurt mi-a spus sinopsisul acestui film și m-a întrebat dacă mi-aș dori să fac parte din distribuție. Răspunsul meu a fost absolut involuntar, nici măcar nu m-am gândit. Am spus da, cu siguranță, facem acest film împreună. Bineînțeles că mai avem pe cineva acolo, trebuia să fie și directorul de imagine, dar nu a reușit să ajungă de la celălalt cineva. Adorabil, este foarte amuzant. O ador pe Corina, mi-aș dori ca pe să ne fac o continuare, pentru că nu vreau să mă despart așa ușor de personajul ăsta. La în general, sibienii? Minunați. Avem aici și prieteni care ne dau și brânză de burduf și cârnați și slană și ah, sunteți foarte generoși și mulțumim mult!